Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Colegiul Național Unirea din Focșani și-a deschis astăzi larg porțile pentru viitoarele generații de elevi. Cei care își doresc să intre într-un nou ciclu de învățământ la Unirea au avut astfel ocazia să viziteze unitatea școlară, una dintre cele mai apreciate din Vrancea. Uniriștii au prezentat oferta educațională a unității de învățământ în cadrul unui eveniment de tipul porților deschise. Toți elevii au fost cooptați în aceste activități. La ce școală ești? Sunt la liceul Unirea. A, și tu ești acum în ce clasă? A noua. Ești a noua. Da, am organizat. Ai organizat? Așteptăm copiii de 8-a să vină. Ai văzut că au venit foarte mulți copii? Da. Și suntem foarte fericiți și așteptăm la anul. Da? Da. Tu de la ce școală ai venit? Am fost la școala 5, Anghel Saline, de aici, de peste drum. De peste drum. Și ai venit cu drag aici și îți place, da? Foarte. La care a noua ești? A noua e la filologie. La filologie. Da. Vă așteptăm la filologie, profil frumos. Învățăm foarte multe lucruri noi și mintea noastră este foarte creativă și face multe proiecte, multe activități. E foarte frumos la noi. Vă așteptăm. Felicitări. Spune-mă, îți place aici la Colegiul Unirea, da? Sigur că da. Îți place. Ai învățat și până într-a 8-a aici sau ai venit? Nu, am venit din anul 9. Tot așa cu ziua porților deschise, da, și da? Da, da. Și nu-ți pare rău că ai venit. Deloc. Ce-i sfătuiești pentru copiii care... Să se pună pe învățat, să ia notă mare la examen și să vină la Unirea. Succes și ție! La ce facultate vrei să mergi? Politehnică, poate. Politehnică. Succes mult! Tu cum te numești? Vlad. Vlad și mai cum? Scutaru. Vlad Scutaru. Vlad, v-ați pregătit frumos să-i întâmpinați pe copiii care... Familia mea, cred că ne-am pregătit destul de bine pentru așa? Ziua porților deschise. Chiar ne-am pregătit răsputeri. Încercam să-i convinge pe copiii de 8 ca să vină la standul nostru. După o întâmpinare călduroasă, oaspeții au mers în sala de festivități a colegiului, unde au făcut cunoștință cu directorul unității de învățământ, profesorul Cornel Noană, și cu cei mai talentați dintre uniriști, care au pregătit un program artistic. Hai să stabilim niște lucruri, primul, de ce sunteți aici. Bănesc că de curiozitate v-am lăsat să deschideți piantul unde o să găsiți niște informații care s-ar putea să vă fie utile. Rolul meu este un pic ingrat, în sensul în care ar trebui să vă vorbesc despre măreția acestei școli, despre măreția rezultatelor, despre... Nu pot să fac chestia asta. Chestia asta o să o aflați dacă o să cercetați presa, site-ul liceului, site-urile naționale, clasamentele naționale. Și mă gândeam ca într-un cântec care mie mi-a plăcut, dar care s-ar putea să se potrivească acestui context, ce are ea și nu am eu. Era o melodie și mă gândeam ce să vă spun eu vouă ce n-au alții. V-aș putea să vă spun despre clădire. Nu vă spun. Aș putea să vă spun despre panou cu rezultate la olimpiadele internaționale. Nu există în altă școală, dar nu vă spun nici despre asta. Pentru că olimpicii internaționali sunt puțini și rezultatele lor vin de la sine. Aș putea să vă spun că suntem o școală cât se poate de normală. După sala de festivități, oaspeții au trecut prin laboratoarele colegiului, unde au participat la diferite demonstrații. Substanțe colorate diferite. Numai noi, chimiștii, putem. Noi zicem că imaginea, o realitate, este multă știință. Deci o să lucrăm în paralel. Eu am pus apă și o să pun o substanță incoloră și o să le dau proprieților, să le dăm la imaginație. Ce am pus? Iluze. Cu ce s-a întâmplat? Cu ceva din acela care se scoate în gură și apă.
Focșanul se pregătește pentru două evenimente științifice de top. În perioada 30-31 mai va avea loc prima ediție a Caravanei Știință și Imaginație, un festival de științe în aer liber, ce îi va avea ca invitați pe Alexandru Mironov și Dumitru Prunariu. La începutul lunii iunie, în cadrul Conferinței Naționale de Geografie, vor fi prezenți la Focșan doi profesori de la Paris și Nisa. Îi aștept pe toți cei interesați de știință, de tehnică, la un festival cu totul și cu totul deosebit, spectaculos, aș spune, inedit pentru municipiul Focșani, Caravana Știință și Imaginație. Sunt două zile de conferințe și evenimente în aer liber, la care vor putea participa absolut toți copiii, tinerii, adulții, toți cei interesați. Avem invitați din mai multe domenii ale științei și tehnicii și ne adresăm practic pentru tuturor celor care iubesc până la urmă tot ceea ce ține de acest domeniu extraordinar de frumos și interdisciplinar, de ce nu? Dacă îmi permiteți, când ați luat hotărârea împreună cu colegii dumneavoastră din... Da, am făcut propunerea colegilor mei din Consiliul Local și, bineînțeles, domnului primar, ca noi la bugetul general să includem acest proiect și să-l bugetăm cu o sumă modică, aș putea spune. Avem o sumă de 50.000 alocată pentru două zile pline de activități. Și, bineînțeles, le mulțumesc pentru acest sprijin și pentru posibilitatea de a oferi municipiului un eveniment extraordinar de frumos. Am înțeles că or să vină din străinătate niște persoane? Nu la acest eveniment, nu la un alt eveniment care va urma acestuia. În perioada 2-5 iunie vom avea doi invitați, doi profesori de la Paris, în cadrul Conferinței Naționale de Geografie. Români care sunt stabiliți acolo sau francezi? Nu, profesori universitari din Nisa și Paris. O, ce frumos! Da, care vor fi invitații noștri la Conferința Națională de Geografie, organizată de Societatea de Geografie din România, respectiv filiala Vrancea. Dar acest festival nu este acest organizat festival... tot de către Societatea de Geografie? Acest festival este organizat de Asociația Știință și Tehnologie prin intermediul nostru al Primăriei și Consiliului Local. Am făcut acest protocol de colaborare pentru că este o echipă numeroasă, sunt numeroase institute de cercetare implicate ca parteneri și Asociația Știință și Tehnologie, Science and Technology, are aceste conexiuni și am mai organizat, cel puțin la București, un asemenea eveniment de mare anvergură. 25 mai este Ziua Internațională a Copilului Dispărut și Exploatat Sexual. În perioada aprilie 2021-aprilie 2022, la nivelul Poliției Române, au fost înregistrate peste 7.000 de sesizări privind disparițiile. Majoritatea cazurilor au fost rezolvate de oamenii legii în mai puțin de 48 de ore de la sesizare. 7.572 de sesizări privind disparițiile de copii au fost rezolvate de polițiștii structurilor de investigații criminale în perioada aprilie 2021-aprilie 2022. De asemenea, specialiștii în prevenirea criminalității au desfășurat peste 4.000 de activități în cadrul campaniilor de prevenire a disparițiilor de minori. În perioada 30 aprilie 2021-20 aprilie 2022, la nivelul Poliției Române au fost înregistrate 7.577 de sesizări privind disparițiile de copii, în aceste cauze fiind dispusă căutarea atât la nivel național cât și la nivel internațional. Dintre aceste sesizări, 259 se refereau la copii cu vârste până la 10 ani, 2003 cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani și 5.315 minori mai mari de 14 ani. Numărul sesizărilor nu reprezintă numărul copiilor dispăruți, deoarece același copil poate fi semnalat de mai multe ori într-un interval de timp ca fiind dispărut. Majoritatea copiilor dispăruți sunt găsiți de polițiști în primele 24-48 de ore de la primirea sesizării. Astfel, în perioada de referință au fost rezolvate 7.572 de sesizări. De asemenea, prin structurile de cercetare și prevenirea criminalității au fost desfășurate peste 4.000 de activități preventive în cadrul campaniilor de prevenire a disparițiilor de copii la nivel național.
Obiectivele campaniilor de prevenire au urmărit conștientizarea minorilor asupra riscurilor la care se expun atunci când pleacă de acasă ori din centrele de ocrotire și informarea părinților și tutorilor legal despre necesitatea menținerii unei relații strânse cu copiii și a unei bune comunicări pentru rezolvarea divergențelor și problemelor specifice vârstei lor. În pandemie, prevenirea părăsirii voluntare a domiciliului de către minori a reprezentat un procentaj semnificativ pentru situațiile de consiliere psihologică și juridică oferite de Asociația Telefonul Copilului. 31,25% dintre copiii care au contactat serviciile de consiliere psihologică și juridică oferite de Asociația Telefonul Copilului au menționat părăsirea voluntară a domiciliului drept soluție pentru evadarea din situațiile de neînțelegere cu părinții, iar 19,9% au menționat problemele sentimentale drept justificare pentru gestul lor. Reamintim că în România funcționează numărul unic european pentru semnalarea copiilor dispăruți, 116000, gestionat de Asociația Telefonul Copilului. Acest număr poate fi folosit pentru semnalarea dispariției unui copil de orice cetățean care se află pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. Se arată într-un comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea. Spitalul Orășenesc Panciu va avea remene. Chiar în aceste zile se lucrează la ridicarea construcției în care va funcționa acest nou serviciu. Conducerea unității spitalicești speră că până la finalul anului spațiul să fie gata. Vești bune vin de la Spitalul Orășenesc Panciu, acolo unde în curând va funcționa un RMN. În această perioadă se execută lucrări de construcție a clădirii unde va funcționa aparatura medicală. Spațiul va fi amenajat lângă computerul tomograf. Dar RMN încă nu aveți, dar RMN-ul o să aveți. RMN-ul nu este funcțional deocamdată. Au început lucrările. Da. Achiziția este făcută. Putem merge după emisiune să filmăm unde s-a început, sigur, unde sigur, s-au început sigur, lucrările. Sigur. Constructor a venit, e racordat la toate sistemele de care are nevoie pentru a desfășura lucrarea. Au început săpăturile. Noi sperăm ca în sfârșitul anului acesta să avem construcția gata și să începem să utilăm. Deci e o construcție nouă, construcție în nouă. Care o să funcționeze, da, exact, acest RMN. Exact, o construcție nouă lipită de construcția CT-ului și care este în desfășurare acum. Păi sper să fie cât mai repede gata, pentru că mă rog, o să dați lovitura cu acest RMN, pentru că e o bătălie pe RMN-urile astea, nu sunt suficiente și... Da, cozile la, pentru programare sunt destul luni. De mari, da, tocmai de aceea Ministerul Sănătății a intervenit pentru acele persoane cu probleme oncologice, să poată trece peste rând, cum ar veni, că în timpul pandemiei COVID au fost un pic dezavantajate, nu și-au putut face controlele. Uite, Focșani nu are RMN, spitalul. Nu, spitalul nu are. Spitalul mare nu are, sunt doar la firmele private, la cabinetele private și chiar mă mir cum un spital ca Focșani, un spital județean să nu aibă RMN. Probabil că asta a fost condiție, n-au fost bani. N-au fost bănuți, posibil să nu au fost bani. Vă dați seama, domnule director, câți bani trebuie să cheltuiască acolo, mâncare, medicamente, din toată țara, că se oferească Dumnezeu accidente și nu? Este spital de urgență, spital mare, spital da, cu multe specialități. Cei de la Ministerul Sănătății ar fi trebuit să fie mai atenți și să investească bani în spitalele astea județene, să aibă chiar tot ce le trebuie. Da? Asta e situația. Lipsa banilor se face prezentă cam în toate activitățile din România, drept urmare, cred eu că nu putem să... Într-adevăr, sectorul de sănătate este un sector foarte important, dar ne aflăm în același cadru ca și celălalt institut. Tot în această perioadă se reînnoiește instalația de încălzire a unității spitalicești. Au fost cumpărate centrale noi. Avem un plan reorganizarea centralei termice de la Spitalul Panciu, igienizarea spațiilor, a bucătăriilor. Haideți să ne oprim pe centrală. Știu că în urmă cu niște ani s-au pus niște centrale aici. Dar au fost puse centrale acum vreo 15 ani. Cam așa, de multe, era domnul Mărăsul. Și au terminat stagiul de lucru, cum s-ar spune, ele nu mai corespund din punct de vedere tehnic. Trebuie înlocuite și
după principiul ăla românesc, când îi facem vara sanie și iarna car, ne ghidăm și noi în continuare și ne-am apucat de lucru. Și ați cumpărat centrale noi sau second hand? Nu, două centrale noi. Când v-a ajuns ca bani? Trebuie să-mi spuneți, asta e. Trebuie să-mi spuneți. Centralele în sine sunt în jur de 30.000 bucata. 30 de, adică 300 de milioane vechi? Da, sau, da. Stric cazanele. Păi da, că e vorba de un spital, nu de un apartament de bloc. Plus lucrările de amenajare. Deci cam cât credeți că va ajunge toată povestea? În jur de 100 de mii, cred. În jur de 100 de mii. Ei, nu e mult. Nu este mult pentru un spital. Păi sigur că da, e vorba de un spital care trebuie să asigure căldură și confort oamenilor care vin aici. Deja se lucrează la ele? Se lucrează la amenajarea spațiului, la amenajarea circuitelor de căldură. Trebuie schimbate toate? Trebuie schimbate. Am și igienizat totodată, schimbând centrale, am considerat că e necesar și igienizarea spațiului în care au funcționat cele vechi. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi variabilă, cerul va fi parțial noros, iar pe parcursul zilei de joi sunt anunțate averse și furtuni izolate. Vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 14 și 16 grade, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!